spre noi. Lui și Sfântului Duh.
După ce iese la pensie în 1968, părintele duhovnic Arsenie Boca începe pictura bisericii din Drăgănescu, la care a lucrat vreme de 15 ani. Este o lumină de tonuri deschise către lume, ca spiritul și chipul Mântuitorului, coborât să ne aducă lumina de sus, ce iradiază din pictura Sfinției sale. Este un stil nou, o pictură nouă, după viziune nouă, pe care o porți în suflet. Icoanele pictate de părintele Arsenie Boca sunt remarcabile ca transfigurare și cateheză. Au acest dublu impact asupra minții oamenilor. Hristos este intuit într-o eternitate a instaurării tainei Euharistiei. Diafan și tânăr, un chip care conține și sugestia dublei naturi, istorică și divină. Frescele în care părintele Arsenie îl arată pe Hristos, dar și pe ceilalți sfinți, sunt cu totul diafane, sugerând acel imponderabil pe care, în mod logic, l-a dobândit Mântuitorul, dar și sfinții, după ridicarea din morți. Cât despre aspectul catehetic al picturii de la Biserica Drăgănescu, el răiese și din iconografie, dar și din textele care însoțesc pictura. Unele texte însoțitoare sunt metafore de înțelepciune, aforisme. Uneori sunt citate din Sfânta Scriptură, alteori învățături ale părintelui Arsenie. Toată pictura Bisericii Drăgănescu este o compoziție unitară, realizată în acel simț al epifaniei, al contactului cu logosul întrupat, care devine chip istoric și chip pictural.
Compoziția este văzută ca o scară. Partea de sus a picturii este lumea spirituală. Partea de jos este lumea cu păcatele ei. La niciun an de la finalizarea picturii bisericii de la Drăgănescu, părintele Arsenie Boca a trecut la Domnul, la mănăstirea Sinaia, locul unde obișnuia să se retragă tot mai des. Prohodit de o mulțime impresionantă de credincioși, părintele Arsenie a fost înmormântat așa cum și-a dorit în cimitirul mănăstirii Prislop. Părintele Arsenie dă mărturie prin trăirea sa duhovnicească, prin nestrămutata iubire pentru Hristos, de însemnătatea misiunii cu care a fost încredințat. Pe lângă preotul și slujitorul Sfântului Altar, în persoana lui putem zări și un adevărat mărturisitor al Evangheliei, un profet al neamului și un luptător pentru apărarea dreptei credințe. Ca și dreptul din Vechiul Testament, deși prigonit și întemnițat, Părintele ne cheamă pe toți cei din neamul creștinesc și iubitori de Dumnezeu să gustăm din lumina lui Hristos. Să luăm aminte. Pace tuturor și Duhului vostru, la Sfințite Stăpâne, tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire, certă-mă, certa Domnul. Dar morții nu m-a dat.
căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, dat-mi să-mi unghim pentru un înger al Satanei să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta, de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales într-o slăbiciunile mele, ca să locuiască în ție, cititorule, Duhului vostru prea sfințite stăpâne. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvântați, preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot Lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție în celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, preasfințite stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Dacă faceți bine celor ce vouă fac bine, ce mulțumire puteți avea!
că și păcătoșii fac același lucru. Și dacă dați împrumut celor de la care ne dăjluiți să luați înapoi, ce mulțumire și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ce iubiți pe vrăjmașii voștri, ci faceți bine, ci dați cu împrumut, fără să dăjduiți nimic în schimb. Iar răsplata voastră va fi multă și veți fi și din tot cugetul nostru să zice: Doamne, miluiește! Doamne, tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milotor, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește! Mântuirea lor. Miluiește, Doamne!
rugăciune pentru mai mari orașelor și satelor și pentru viitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.